pentru că este un început. În prima zi, când primul utilaj a lăsat lama jos, pentru că drumurile arătau deplorabil și acum infrastructura nu mai este un lux, este o necesitate. Au fost momente de emoție, momente de bucurie, pe care, într-adevăr, au fost momente unice. Asfaltarea este un proiect foarte important pentru Comuna Saraiu și a fost un prilej de a ne bucura sufletul, uitând de munca depusă. Iată că bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem să înceapă acest proiect, acest proiect de suflet, pot spune eu, pentru care am muncit foarte mult, am depus eforturi și iată că au sosit și rezultatele pe măsura așteptărilor noastre. În localitatea Dulgheru vor fi asfaltate toate străzile integral. Lungimea este de 17,5 km, iar valoarea proiectului este de 14.909.000 lei. Așadar, iată că este un proiect amplu, o investiție destul de mare. Dacă nu am fi găsit acest sprijin pentru a accesa fondurile europene, din bugetul Consiliului Local Saraiu, niciodată nu ne-am fi putut bucura de această investiție. De asemenea, menționăm faptul că și pentru localitatea Saraiu avem în implementare, depus pe Ministerul Dezvoltării, respectiv pe Compania Națională de Investiții, aceeași lungime de kilometri, investiție ce va intra în faza de licitație publică, pentru a fi mulțumită toată comunitatea, așa cum îmi place mie să spun, întreaga familie Saraiu. Care este perioada de finalizare a lucrărilor aici? Perioada de finalizare a lucrărilor conform graficului de execuție este de un an de zile, însă executantul are o dotare corespunzătoare din punct de vedere tehnic. Ne-au promis că se va finaliza până la sfârșitul anului, dacă vremea va fi prielnică și va ține cu noi, să nu fie interperii, să fie condiții bune de turnare a asfaltului. Executăm lucrări de reabilitare a străzilor din satul Dulgheru. Avem mai multe categorii de lucrări, străzi cu zese de piatră existentă, la care se fac completări sau, în momentul în care grosimea stratului este suficientă, se vine cu un strat de macadam 10 cm și două straturi de asfalt. Avem străzi luate de la zero, unde se face decoperta stratului vegetar, săpătură generală și se vine cu strat de piatră de 63-90, stratul de la bază, așezat pe un strat de 7 cm de nisip și la suprafață un strat de macadam de 10 cm, peste care două straturi de asfalt. Momentan am atacat o suprafață de 15.000 de metri pătrați de zestre de piatră existentă, scarificată și reprofilat, și la săpătura a două străzi, luate de la zero, fără piatră pe ele. Când ați început lucrările și când estimați că veți termina? Am început lucrările la începutul săptămânii trecute, am început cu organizarea de șantier, cu mobilizare, am adus utilajele și am început să lucrăm. În condițiile în care nu o să avem o parte de vreme neplăcută, se poate termina înaintea termenului din contract, în maxim un an de zile,